Doresc să mulțumesc Federației Moldovenești de Fotbal pentru invitație și prietenul și colegului meu de la licența pro, Danuț Oprea. Sunt încântat să văd ceea ce se întâmplă aici. Nivelul cursanților este unul bun, spre foarte bun, se vede că se lucrează. Singurul sfat care este de dat, răbdarea de care au nevoie antrenorii în a-și aplica munca. Fotbalul are nevoie de timp, pentru ca să avem jucători buni, antrenorii trebuie să aibă timp pentru a lucra. Asta este singurul secret în viață. UEFA încurajează fiecare țară să facă tot la 2 ani de zile licențe pro, dar încă o dată, eu cred că nivelul unei țări nu stă numai în antrenorii cu licență pro. Ei sunt vârful icebergului. Cred că este foarte important ca antrenorii să aibă o școlarizare foarte bună și condiții bune de muncă, începând de la licența BA, iar cei care au într-adevăr tot ceea ce le trebuie și pasiune, pentru că aceasta este arma numărul 1, se vor alinia în rândul celor cu licență pro. E binevenit o astfel de acțiune, pentru că din când în când, conform convenției UEFA, trebuie să mai facem și cursuri de specializare pentru antrenori pe diferite categorii. Astăzi avem un invitat special, un lector care a lucrat cu noi pe parcursul ultimilor 2 ani, dar din păcate am lucrat doar online pentru că nu ne-a permis perioada de pandemie să lucrăm și în format fizic. Astăzi am reușit să le invităm la noi pentru a schimba niște idei, pentru a discuta cu antrenorii noștri de licență pro și în același timp cu antrenorii de la selecționate și din proiectul noi. Eu zic că a fost o zi plină cu teorie și practică, s-au schimbat idei, s-au vizionat anumite antrenamente, s-au tras concluzii și sperăm că pe viitor cu aceste acțiuni să reușim să facem ca să ne dezvoltăm cu toții ca antrenori. Vom mai încerca astfel de acțiuni, am făcut zilele trecute și o acțiune cu B Goalkeeper, deci B și A Goalkeeper pentru portar. Acum, din nou, am adus lecturi din străinătate. Ușor, ușor, eu cred că, începând cu anul viitor, toate refreshurile pe care le-am desfășurat vor fi în format fizic și vom aduce lecturi care să vină cu idei care cât de cât să se potrivească cu ceea ce vrem noi să lucrăm aici, cu concepția noastră și să împletim gândurile în așa fel încât să progresăm. În primul rând, aș vrea să mulțumim Școlii Federale de Antrenori, oamenilor care au organizat acest refresh. Pentru noi, antrenorii, este foarte important să primim anumite lucruri care se arată să importante pentru noi, ca noi să putem progresa. Mersi mult domnului Tăbârcă că a reușit să vină pe la noi. O zi nu ți ajunge ca să ne dea toată informația care este, dar până la urmă, mersi pentru ceea ce avem, că ne-am văzut toți împreună. Oricum este ceva productiv și mersi mult Federației care organizează acest refresh. Семинары приносят какую-то пользу, каждый для себя может подчеркнуть какие-то мелочи, какие-то подробности, какие-то вещи, которые ему, может быть, он первый раз услышал, может быть, на что-то обратил внимание. Новые тенденции обязательно привозят, какие-то что-то новенькое появляется. Всегда интересно учиться, и поэтому я думаю, что это как бы всегда в пользу. И только во благо. Наш лектор приехал с Европы, у него много есть материала, который он нас пытался сегодня с ним ознакомить, как действуют современные тенденции в европейском футболе, в ведущих странах, это Испания, Италия. Поэтому было интересно послушать, что-то для себя подчеркнуть, конечно, и посмотрим, как это можем реализовать в наших реалиях.